preocupat. Ce-a zis? Hai, mă! Acolo cu pară lumea, mă, ce tare! Un taxi, un BMW? Așa, așa apare. Wow! Era așa poza aici. Haideți mai respectul dumneavoastră. Puterea economică în timp se reflectă și în construcțiile propriu-zise. Uitați cum arăta clădirea negustătorilor italieni construită la 1540 și noua bursă italiană de la 1806. Da? Diferența între 1540 și 1806. Palatul care este palatul un arhitect de geniu din lumea austriacă, Ernst Fischer. Deci Ergo Fischer, la 1823 a început construcția Teatrului Național, la 1825 a terminat-o. Deci de cine discutăm de Ergo Fischer, deoarece vom vedea multe clădiri în Viena care i-a partit. În limba germană, la construcția Teatrului Național s-a construit un palat monumental la Regensburg. Alte lucrări în lumea germană, Ergo Fischer nu are. Pentru asta i s-a făcut o statuie? Nu. Statuia care vedeți aici are...